Daua, e jucător de FCSB? Că dacă te-am întrebat de Hefe, te întreb și de Daua. Daua, cred că e jucător de încercat la FCSB, cum era de încercat peste tot. Și mai ales dacă se ivește momentul ăsta în care dai niște bani pe el și în cazul în care nu face nimic, îți dă banii înapoi și dai jucătorul înapoi la Botoșani, mi se pare perfect. N-ai de ce să nu-l încerci, da? 6 luni de zile. De ce să nu-l încerci dacă ți se ivește ocazia asta? Ok. Dar dincolo de asta, la ce ai văzut tu la el în cele câte a jucat? Poate a jucat 30 de meciuri, cred, la Botoșani. Toată lumea îl vrea. Ce să mai zic, da? La un moment dat și CFR-ul ar fi vrut, parcă și Craiova era interesată, universitatea de el, FCSB-ul ia ca să nu le ia ăia la alții. Nu, FCSB-ul ia că nu, are, nu mai are să, pe nimeni. Să nu le ia ăia la alții. Dar dacă e de încercat, e binevenit. De ce să nu-l încerci? Nu știu acum ce să spun. Eu cred că Meme avea dreptate când a spus. E puternic, face niște lucruri. Acum, cum stai? La Botoșani, unde stai? Vorbesc de distanța față de poartă, da? Pentru că ai văzut și la Craiova, de exemplu, când stăteau jucătorii la 40 de metri de poartă, era o problemă. Când vii și stai la 25 de metri, poți să rezolvi niște lucruri. Cât de sus stai? În general, FCSB-ul cred că stă sus, da? Și crezi că vor juca FCSB-ul cu 3 fundași centrali? Nu. Cu Botoșanu, nu joacă niciodată cu 3 fundași centrali. Joacă cu 2. Eu zic că n-ai nicio șansă. Eu zic că o să joace. O să joace, sigur. Păi nu, că n-are cine. Dar vă condamnat. De ce? Cine ia locul? Al jucătorului adică, Ovidiu Popescu, nu știu. Pandi, anul trecut s-a întâmplat fix la fel. Becali căuta un jucător înalt, care se dea cu capul și a venit Vucior. Bine, ăla era săracul, păi, l-am putea să alege. Și ai fi spus și la fel și atunci, cine să joace, că n-are cine. După 2 meciuri, Becali s-a convins, mai ales după returul cu Shakhtar Karagandy, l-a dat afară și a căutat pe altcineva. Și da, acolo e altceva, vezi, dacă e Giuma nu s-a convins, deși trebuia să te convingi, nu? E Giuma, e de FCSB? Poți să răspunzi clar dacă e sau nu în momentul ăsta? Vezi, exact, Daua e sau nu e? Aici poți cred că ce, e același lucru. Să fie pan de joacă în alt sistem. Aici trebuie să construiești. N-are tehnică. Am zis, dă niște pase, te sperii. E bun cu capul, dă niște goluri cu capul. Într-adevăr, dorința patronului, dar numai de aia cu capul din care o s-ar putea cumva materializa. Stai puțin să construiești ce trebuie să faci. Să iei mingea ca să... Să dai niște pase bune. Să dai pase imediat la șut, că nu dă șut mai departe. Da. Mie mi se pare că... Dacă tot rulează această fază, este primul meci, este din primul meci, pe care Daua l-a jucat la Botoșani. Depasarea cu Sepsi, e minutul 89 și are intervenția asta. Da, am început să râdem toți de el. Deci dar mai era un jucător care venise la Botoșani după aia, cum îl cheamă? S-a auzit pe la Sparta Praga, după aia prin Belgia. Engadeu. Engadeu? Păi, da. Primele meciuri ne întrebam ce caută. Da, primele meciuri. Păi țineam minte că râdeam de el. Adică n-am văzut așa jucător slab niciodată. Uite ce a ajuns acum. Știi ce a spus călătorul după meciul ăsta? A zis, dacă aș fi văzut pe DVD-uri o fază ca asta, nu-l mai luam niciodată. Nu, la călătorul n-avea cum să vadă, pentru că el are nevoie de 2 minute, de secunde sau 7 secunde. Și ca nu să vadă un jucător. Acolo. N-ai cum să mai vezi. 7 secunde, pac și-l și iau, zice. Bă, l-am măritat și pe Daua. Da. Cum necum? Băi, i-am măritat pe toți. L-am măritat, dar și... Nu știu, i-am măritat pe toți, mă. Apropo de Engadeu, ultima selecție... Bagă și divorțul imediat în 6 luni. Ultima selecție pe care Daua o are în Naționala Camerunului... Aia cu Costa Vildeș 1-2. Este cu Costa Vildeș pierdut 1-2, în care, cel puțin pe site-ul pe care m-am uitat eu, apare că era fi jucat fundaș dreapta și Engadeu stopper. Bă, și ce crede-mi că nu e adevărat? Pentru că e singura lui selecție. Nu e, nouă selecție are. Ok, în ultimii 3 ani. Cum, l-ai chemat la meciul ăla care era decisiv? Nu, are mai multe selecții, Bogdan. Măi, încă o dată m-am uitat, crede-mă, în 2 ani de zile avea la singurul meci jucat la Național. De când era Botoșani, era singurul, tocmai mai... era cu asta de Fildeș decisiv pentru calificarea la Mondial. Păi n-aveai, s-au accidentat toți. Cred că nu era Jonathan, mai era Johnny, dar oai altul. Da, că-s mulți. Pentru Buluanda. Da, cu grămadă. În schimb, are 4 goluri, ceea ce mi se par multe pentru un stopper în 30 de meciuri. Da, dar nu l-ai luat pentru asta, nu? Nu, dar ziceam așa, contează și asta la un moment dat. Contează, că da, noi la când un moment analizam dat, pe Vinicius bine, la CFR, și asta, îi vedeam dacă, și golurile. Dacă nu te aperi bine, nu mai contează. Deci mi se pare mai bun Buena. Buena n-a mai jucat de 6 luni. Nu contează. Ăla mi se pare mai bun. Sigur că asupra lui Buena planează niște dubii în privința moralității, ceea ce e grav la un fotbalist. Dar dacă ca jucător, mi-era mi se pare mai bun decât Daua de 3 ori. La Sepsi, da.
De trei ori mai bune decât Daua. Da. Nu știu, așa, parcă intervenții la minge, la adversar, parcă mai puternice le are Daua, nu? Decât, parcă Boena e mai boema, așa. E mai boema puțin, așa. Dacă nu ai încredere în jucător, tot... Nu, dar el e mai boema, așa, e mai... Dacă am vorbit de CFR cu Hefte, am vorbit și de FCSB cu Daua, vreau să vorbim și de Rapid, pentru că și Rapid s-a mișcat pe piața transferurilor, i-a adus pe Costache, pe Florin Ștefan, pe Andrei, pe Ciobanu de la Faro și înțeleg că mai urmează și alte transferuri, inclusiv un vârf important. În emisiunea precedentă v-am prezentat interviuri cu Valentin Costache și cu Alexandru Ioniță, interviuri exclusive. Acum vreau să ascultăm pe capitanul Rapidului, pe Cristi Săpânaru, de asemenea într-un interviu exclusiv pentru Orin Sport. Ești supărat și când pierzi la antrenamente, nu? Mor, nebunesc. Bine, a fost un antrenament mai greu și de aia am pierdut, că altfel, normal nu pierde la Miuță, echipa mea cel puțin. Nu prea pare afectat când spui că a fost un antrenament mai greu, totuși ești cu zâmbetul pe buze. Trebuie să le facem, altfel nu putem să pregătim pentru campionat. E al doilea antrenament al zilei. De obicei, mulți tineri sunt cam obosiți la ora asta. Toți suntem obosiți și eu sunt obosit, dar trebuie să ne pregătim, nu? Altfel nu putem să facem față campionatului. Sunt foarte încântați noi veniți de antrenamente, de atmosferă. I-ați primit bine, nu? Bine. Foarte bine. În momentul în care au semnat cu Rapid, fac parte din familia Rapidului. Și sunt cei mai importanti jucători pentru suport. Cum ți se par noile achiziții? Cred că trebuie să vorbesc eu despre ei. Și-au demonstrat valoarea și acum că sunt la Rapid, sper să confirme și să ajungă la echipa națională, să plece afară. Sunt jucători de valoare, părerea mea. Multe schimbări în această vară ar putea să afecteze în vreun fel acest lucru? Nu știu, asta rămâne de văzut în campionat. Eu sper să nu. Mai ales că anul ăsta ne obligă să prindem play-off. Weekendul următor, Rapidul sărbătorește 99 de ani de la înființare. Ce promisiune ai pentru fanii Rapidului? N-am nicio promisiune pentru fani. Singura chestie este să fie alături de noi, cum am fost și până acum. Sunt cei mai minunați din țară și fără ei s-a văzut că nu trebuie să avem rezultate. Cât de mult aștept startul noului sezon? Enorm de mult. Îmi place să joc fotbal, îmi place să stau pe casă degeaba. Aproape 39 de ani. Ce te mai motivează, Cristi? Nu, aproape 38 și 2 luni, să nu ne ducem cam departe. Nimic, îmi place fotbalul. Iubesc fotbalul și pentru asta sunt aici. Ai avut vreo discuție sincer cu Gabi Tama și apropo de motivația voastră? Nu, dar știu că și el iubește fotbal, știu că asta a făcut de mic și mai ales când faci ce-ți place și motivația te trezește în fiecare zi la muncă. Vă deranjează când spun unii că sunteți bătrâni? Păi suntem bătrâni, nu greșesc cu nimic, suntem bătrâni, suntem jucători care ne apropiem de retragere, dar încercăm să dăm ce avem mai bun pe ultima 100 de metri. Te gândești la retragere? Normal că mă gândesc, că va fi cea mai rău perioadă în viața mea, dar na, treci într-o viață în alta. Dar nu ai stabilit încă un moment? Nu am stabilit. Când vei simți că nu mai pot și că nu mai mă atrage să vin la antrenamente, să mă pregătesc, să joc fotbal, atunci voi ridica mâna, voi pacheța ghetele în cui și mă voi apuca de următoarea meserie. Simți că mai poți încă două sezoane? Nu știu. Deocamdată să trec peste asta, să vedem cum mă simt, să vedem ce, dacă am probleme sau nu, să vedem cum voi juca. Nu pot să spun acum dacă da sau nu. Cum a fost să treci de la colegul Mutu weekendul trecut la antrenorul, să te întorci la antrenorul Mutu? Pentru că am trecut de la colegul Mutu, am venit de Mr. Mutu, acum iar colegul Mutu și iar Mr. Mutu. Da, e plăcut, îl cunosc ani și știu că își dorește să câștige în orice competiție în care i-a îngrenat. Așa era ca jucător și așa și ca antrenor. Și începutul ca antrenor la Rapid a arătat foarte, foarte bine pentru el, dar finalul a fost un pic dezamăgitor pentru el. Finalul cred că m-am greșit noi pentru că ne-am crezut deja calificații în Europa și vom juca barajele pentru Europa. A fost o greșeală noastră de abordare a meciului, 100%. Ai vreun regret din sezonul precedent? Că n-am intrat în play-off, atât. Dar meritați să fiți în play-off? Nu știu, dacă n-am meritat, înseamnă că n-am meritat. Înseamnă că așa echipe care au fost acolo au meritat să fie în play-off și noi n-am meritat. Sezonul următor ar putea Rapidul să rateze play-off-ul? Se poate întâmpla orice în fotbal. Minge rotundă și sunt două echipe care joacă pe teren. Joacă o singură echipă și te califici așa în play-off fără să joci. Noi ne dorim să intrăm în play-off și ne obligă statutul de echipă să intrăm în play-off. Suntem Rapid București. Cât de important este Cupa României pentru Rapid, pentru tine? E un trofeu. Și anul trecut a fost important, dar n-am putut să trecem mai departe pe ultimul șor.
Bănuiesc că a fost unul dintre momentele pe care le regreți, nu din stagiunea precedentă, Geleșe cu Poli. A fost o groază de meciuri care le regretam în trecut, pentru că puteam să intrăm în play-off, puteam să mergem mai departe în Cupa României, puteam să câștigăm Cupa României, puteam să ne batem mai sus în campionat. Dar acum nu stau să vorbesc, să trăiesc în regrete. Ce a fost, a fost, ce va fi, va fi. Nu... Trecutul s-a dus. Așa, dacă stăm să vorbim de trecut, ce câștigăm? Vreun regret că n-ai fost la echipa națională, pentru că s-a vorbit foarte mult despre acest subiect și tu n-ai mai răspuns, ca să spun așa, în ultima perioadă. De ce s-am regret? Dacă am spus că nu m-am retras la echipa națională, sunt jucători acolo de valoare, care sper să-și facă treaba cât mai bine. Trecem pentru un moment greu. Dar, cum suntem noi românii, când trecem pentru un moment greu, călcăm pe toți în picioare. Hai, mergem mai departe. Nu crezi totuși că Săpunarul putea să ajute echipa națională în aceste meciuri? Nu, prefer ca Săpunarul să vorbească de Rapid București. Da, ai o relație specială de prietenie încă din copilărie cu Edi Ordănescu, de aceea te întreb. Relația de prietenie e una și să vorbesc de echipa națională e alta. Dacă vorbim de prietenia mea cu Edi Ordănescu e una, dacă vorbim de echipa națională e alta. Nu doresc să vorbesc de echipa națională acum. Cum ai trăit din postura de prieten al lui Edi Ordănescu aceste patru meciuri? Am supărat că n-am avut rezultate. Ce crezi că poate schimba? Dar nu consider că am văzut foarte mulți oameni pe la televizor. Nu consider că dacă schimbam așa antrenorii, că tot se vorbește pe la televizor, am văzut că se vorbește de reconstrucție echipei naționale și tot felul de reconstrucții și tot felul de construcții și de unele și altele. Întrebarea mea e, de câte ori vine cât un antrenor nou și dacă nu are rezultate, bam, l-am schimbat, vine altul, domne, reconstrucție la echipa națională. Să vină dânsii și să antreneze dânsii ăștia care sunt mai virulenți. Dacă nu trebuie reconstrucție, înseamnă că puteau fi chemați și jucători cu multă experiență, nu neapărat Cristi Săpunaru. Nu știu, sunt jucători care n-au fost chemați? Gabi Tamaș. Nu știu dacă s-a retras sau nu de la echipa națională. El n-a spus că s-ar fi retras. Nu a... Poate că selecționerul Edi a considerat că nu este Gabi Tamaș, nu este opțiune pentru el, pentru meciurile astea. Da, l-am auzit și pe Săpunaru. Achizițiile Rapidului cum ți se par? Că l-am uitat pe Iacob, care mi se pare important. Pablo Iacob de la... Da? Unde joacă? Stopper. În locul cui? În locul Dragoș Grigore. Nu joacă niciodată în locul Dragoș Grigore. Când se accidentează, când se accidentează Dragoș Grigore, da. Nu joacă în locul Dragoș Grigore. Nu cred. În locul Săpunaru nu cred că joacă. Deci nu joacă. Și în locul Albu nu poate. În locul Albu nu poate. În locul și celălalt, da, care nu știu dacă poate. Rezervă, ce? Rezervă. Da. Ștefan? Rezerva lui Junior Moraes. Rezervă și Ștefan. Ciobanu? Ciobanu unde joacă? Păi dacă e 4-3-3 e Inter. Dacă e 4-3-3 e Inter. Dacă e 4-2-3-1, că dacă am spus dacă că... Dacă e 4-2-3-1, spatele atacantului e mai bun decât Ioniță? Se bat amândoi. Concurență care trage mai tare, joacă. E bine acolo concurența asta și pentru unul și pentru altul. Și Costache? Costache cu Sefer pe dreapta? Păi pe stânga e blocat, că era reșelie. Asta zic, se bate cu Sefer și cu... Da. Adevărul că problema Rapidului a fost că n-a avut bancă pe parcursul. Problema lui Sefer a fost că el n-a marcat un gol. Asta spun. La 50 de metri. Eu zic că Rapidul este singura care a făcut chestia care trebuie. Nu știu, de Seferiu pot să vorbesc că nu-i cunosc pe băieții aia. Sunt străini, da.